Elena Udrea mai are de așteptat patru zile să afle dacă judecătorii europeni o ajută în încercarea sa de a ieși din închisoare. Apărătorii Elenei Udrea spun că în România nu au posibilitatea să facă apel la o cale extraordinară de atac. Mergem la corespondentul Antena 3 Denisa Dicu, cea care ne explică. Te ascultăm Denisa. Bine te-am găsit, Cătălina, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Tensiunea se plângește pentru Elena Udrea, deoarece completul format din cinci judecători au amânat din nou pe data de 23 septembrie pronunțarea privind admisibilitatea apelului cerută de apărătorii Elenei Udrea în instanță. Fost aprunat de la Cotroceni își dorește cu orice preț să se scape de închisoare, motiv pentru care avocații ei au formulat în fața completului de cinci judecători un apel la contestația în anulare asupra deciziei de condamnare la cei șase ani de închisoare în dosarul Galabute. Șansele ei sunt minime pentru că conform actelor normative în vigoare, ea nu mai poate face încă o dată un apel, având în vedere că aceeași cerere a fost respinsă de judecători în data de 7 aprilie când a fost trimisă la uh, închisoare. În cazul în care totuși apelul va fi admis de judecători, ei bine, Elena Udra ar putea ieși din spatele gratilor, mai exact, va putea ieși din penitenciar. Cearul Trăgușor, acolo unde este încarcerată de mai bine de trei luni. Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii în data de 23 septembrie.